Pacea Domnului, sunt Petre Veronel, păstor în Târgoviște, la una din bisericile noastre. Și prin Harul Dumnezeu, astăzi, care este cea de-a 306-a zi, de când acest program, inițiat de cultul nostru, s-a derulat, și un program care mi se pare destul de benefic, iată că și astăzi Cuvântul Dumnezeu ne vorbește. Și în dragostea pe care El și-o arată față de noi, am ajuns deja la Ezechiel, capitolul 3, și voi discuta puțin pe marginea acestor versete, începând cu versetul 16 până la capitolul 6, cu ultimul verset, versetul 14. Vedem deja aici un avertisment al lui Dumnezeu în mod deosebit pentru slujitorii Săi. Și în capitolul 3, versetul 17, Domnul vorbește și zice: Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să îi înștiințezi. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu îl vei înștiința, și ultima parte spune, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Iată ce mare responsabilitate avem față de frații noștri, față de surorile noastre, față de cei care ne înconjoară. Tocmai de aceasta, în mod deosebit pentru slujitori, trebuie să luăm aminte la avertismentul pe care Dumnezeu îl hotărăște pentru noi și care are în vedere cei care Dumnezeu vrea ca să-i curățească, să-i mântuiască pentru a putea moșteni împărăția cerurilor. De aceasta aș dori din toată inima ca urechile noastre să fie atintite întotdeauna la vocea lui Dumnezeu, la glasul lui Dumnezeu, ca să putem să auzim cuvântul Său și la rândul nostru să-L comunicăm celor pentru care a fost destinat, dar bineînțeles, toată această lucrare are în vedere și starea noastră spirituală. De aceasta să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să putem să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când există o călcare a cuvântului Dumnezeu, există și o pedeapsă. Și vreau să vă spun că aici nu se are în vedere în mod deosebit fața omului. Dacă cel care calcă cuvântul lui Dumnezeu prin neglijența lui, prin indiferența lui, prin poziția lui de chiar de subminare a cuvântului Dumnezeu, dacă nu ia seama la ceea ce Dumnezeu vorbește, nu mai contează că tu ești slujitorul Dumnezeu sau că abia acum l-ai cunoscut pe Dumnezeu și rămâi în continuare indiferent de starea și de poziția lui Dumnezeu, atunci sigur nuia lui Dumnezeu va veni peste oricare dintre noi. De aceasta aș vrea ca să fim treji, pentru că în bunătatea Lui, în providența Lui Dumnezeu, El ne-a arătat și ne-a descoperit că a lăsat un moment, a lăsat, de ce nu mai mult decât atât, a lăsat poarta deschisă ca toți cei care vor ca să aibă inima curată, viața curată și să fim curățați de păcatele noastre, a lăsat această posibilitate ca să putem să intrăm în împărăția cerurilor. De aceasta în Evrei, capitolul 4, versetul 1 până la 16, chiar așa și începe autorul acestui cuvânt și spune: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. De ce? Pentru că spune cuvântul Domnului: astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Este foarte posibil ca să nu fi cunoscut poate deloc sau foarte bine sau de ajuns de bine cuvântul lui Dumnezeu. Dar iată, prin acest cuvânt ne demonstrează că atunci când, și ne arată nouă, că atunci când am cunoscut sau am auzit vocea lui Dumnezeu, nu trebuie să mai rămânem indiferenți de cuvântul lui Dumnezeu, ci dimpotrivă trebuie să acționăm și să reacționăm. Repet ce spune cuvântul Domnului: astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Aș vrea ca să avem inimile deschise față de Dumnezeu. Pentru că realitatea este și trebuie să ne gândim la lucrul acesta, noi nu putem curăți singuri de păcatele noastre, ci doar jertfa lui Iisus Hristos. Prin sângele Lui care a curs din trupul Său, suntem curățiți de păcatele noastre. Și nu numai atât. Vreau să vă spun că și chiar viața pe care noi o trăim pe pământul acesta este doar bunătatea lui Dumnezeu. Este doar dragostea pe care El o are față de noi. De aceasta în Psalmul 104, cuvântul Domnului spune așa: că toate viețuitoarele te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Și noi
Așteptăm ca Dumnezeu să ne dea hrana la vreme. Și cât de bine este când avem pe cineva care se îngrijește de noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne ajute ca să putem să fim trăiși. Să avem urechea deschisă pentru noi. Apoi mai mult decât atât, să avem urechea deschisă ca să putem să comunicăm ceea ce Dumnezeu ne transmite pentru cel de lângă noi și mai mult decât atât, noi să fim oamenii care rămânem în picioare și ne păstrăm viața în neprihănire și curăție față de El. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute și să fie cu noi până când El va veni pe norii cerului. Amin.